se rezolvă o problemă cu calcul de viteză medie. Dacă avem un mobil care pleacă de la borna kilometrică 100 la ora 10 și 15 minute și ajunge la borna kilometrică 275 la ora 11:50. Se cere să se calculeze viteza medie a mobilului. Vom începe prin a scrie datele problemei. Deci, dacă mobilul pleacă de la borna kilometrică 100, notăm prima poziție a mobilului. Pozițiile se notează cu X. X mic. Deci, X1, prima poziție a mobilului, este 100 de kilometri, fiindcă este bornă kilometrică, față de kilometrul 0 aflat în centrul Bucureștiului. Timpul corespunzător poziției 1 este ora 10 și 15 minute. A doua poziție este X2, 275 de kilometri. La ora T2, corespunzătoare poziției X2, 11:50. Iată datele problemei. Se cere viteza medie a mobilului. Nu uitați, chiar dacă îi se spune viteza medie, viteza medie nu este media aritmetică a tuturor vitezelor momentane ale mobilului, ci se calculează cu formula distanță pe timp. Mai întâi, deci scriem formula vitezei medii, distanță supra timp delta t. Distanța se calculează prin diferența pozițiilor mobilului, delta x, supra delta t mic. Ca să calculăm distanța, întotdeauna vom scădea poziția mai mare minus poziția mai mică. Distanța și timpul, tot timpul, trebuie să fie numere pozitive. Deci, la numărător, scădem x2, că este mai mare, minus x1. La fel și la timp. Luăm timpul mai mare, t2, minus timpul mai mic, t1. De fapt, ar fi bine să faceți separat calculul distanței. Delta x egal x2 minus x1, ca să nu faceți atâtea linii de fracție. Și scădem. Deci, 275 de kilometri minus prima poziție 100 de kilometri. Și ne dă 175 de kilometri, care îi transformăm în metri. Punem valoarea din față 175 ori kilo, 1000 metri. Deci adăugăm cei 3 de 0 de la 1000 la 175. Și ne-a dat 175.000 metri. Calculăm timpul, delta T, merge scris și T mic fără delta, T2 minus T1 și avem ora 11:50 minus 10 și 15 minute. Punem aici cei doi timpi unul sub altul, 11 ora și 50 minute, minus oră sub oră, minute sub minute. Dacă erau și secunde, puneam și secundele. 10 ore și 15 minute. Și tragem bar. Și avem 0 minus 5 nu se poate, ne împrumutăm la 5. Și zicem acum 10 minute minus 5 minute, 5 minute. Aici a rămas 4 minus 1, ne dă 3. Acum trecem să scădem orele. O oră minus 0 vine 1 și 1 minus 1 nimic. Deci timpul, durata mișcării este de o oră și 35 de minute. Transformăm și timpul în sistemul internațional, adică în secunde. O oră are 3600 secunde și adunăm
și 35 de minute. 35, valoarea din față, un minut are 60 de secunde. Avem deci 3600 și înmulțim aici. 0 îl punem la sfârșit. 6 ori 5, 30, 0, 3 minte. 6 ori 3, 18 și cu 3 minte, 21. Deci vine 2100 secunde. Și adunăm acești timpi. 0, 0, 1 cu 6, 7, 2 cu 3, 5. Iată, în secunde, durata mișcării este de 5700 secunde. Și înlocuim în formula vitezei. Deci la distanță avem 175.000 metri supra timpul 5700 secunde. Simplificăm 100 de sus cu 100 de jos și ne-a rămas la numărător 1750, 1750 cu bară împărțit la numitor ne-a rămas 57. 57. Formăm un număr de 3 cifre și spunem 57 în 175 se cuprinde de 3 ori. Și avem 3 ori 7, 21, 2 minte, 3 ori 5, 15 cu 2 minte, 17. Și scădem. 5 minus 1, 4 și aici 17 minus 17, 0. Coborâm următoarea cifră care este 0. Și observăm că este mai mic. Cum procedăm? Trecem 0 la rezultat virgulă și adăugăm la rest 0. Și continuăm împărțirea cu o zecimală, deci o zecime. Și aici se cuprinde, să încercăm de 7 ori. 7 ori 7, 49, 9, 4 minte, 35, 7 ori 5, 35, da, merge. 39. Și aici ne dă 1. Nu mai facem și cu a doua zecimală. Deci iată cât ne dă viteza. 30,7 și separat scriem unitatea pentru viteză metru pe secundă, unitatea în sistemul internațional pentru viteză.